Salut! Ei, cum? E greu după atâtea sărbători, așa-i? Crăciunul pe stil nou și pe vechi, câte 3 zile, că doar așa se obișnuiește. Anul nou, Sfântul Vasile, bobotează. Am tot ținut aproape o lună, tot cu mese întinse, alai și voie bună. Iar după așa chin, e greu să ne revenim și să muncim mai cu spor, precum ar trebui după concediu. Dar nu-i nimic până ne găsește iarăși pofta de muncă, vine 8 martie, pe urma Paștele și așa ne trece viața și e musai să ne plângem. Mi-am dat seama cum trece timpul, bă! Cum trece timpul, mă? Trece repede, bă, și după, prea repede, înțelegi? După ce că trece repede, ne mai și bate în joc de el. Pentru că am fost sub ocupație rusească, sărbătorim pe vechi, iar pentru că vrem în Europa, în rând cu lumea civilizată, sărbătorim și pe nou. Asta arată cine suntem, unde suntem și de ce suntem așa cum suntem, pentru că nu știm ce vrem și tot oscilăm între vest și est. La câte popoare ne-au invadat de-a lungul istoriei, e de mirare că nu avem și alte ori altfel de sărbători. Poate totuși ar trebui să fim statornici și dacă vrem să ajungem în rând cu lumea bună, să începem a fi ca ei, să acceptăm valorile europene, să sărbătorim odată cu cei din Occident și să muncim ca dânsii. Ne place când vizităm târgurile de Crăciun de peste hotare. Vrem ca și la noi să existe așa ceva. Dar cum se poate când noi le lăsăm pe toate câte trebuiau făcute tocmai pentru ultimele săptămâni din anul care trece și în Republica Moldova, înainte de anul nou? Toți sunt pe fucărite. Noi, la toate capitolele, chiar și în ce privește sărbătorile, suntem în urma lor, cu 2 săptămâni, iar în alte privințe, cu câteva decenii, dacă nu chiar secole. Și acum, că au trecut sărbătorile, ce facem? Că problemele nu au dispărut. Așteptăm iarăși ajutor de la primărie, de la guvern, de la partenerii externi? Le sunăm rudelor de peste hotare ca să ne mai trimită niște bani? Că ce am avut s-au dus pe chefuri. Ce să-i faci? Așa e neamul ăsta. De unde avem, dar mai ales de unde nu, ne place ca măcar cu ocazie să ne permitem multe și de toate. Vorba ce e. O viață trăim. Și o viață suntem datori de nu mai știm pe unde să scoatem cămașa. V-am făcut mediile pe anul ăsta, va ieși numai medii mari. Atenție! Începem cu pandele, da? Pandele! 14 milioane pandele, medalie de bronz. Atenție! Naia, tu! 17 milioane jumate, medalie de argint, cum ar veni, locul 2. E mai prost ăsta, dar tu ești mai bun. Avem ce avem, sau mai bine zis, nu avem pe cât ne-ar trebui. Pentru că ne place mai tare veselia și risipa decât munca și cumpătarea. Jumătate dintre cântecele noastre folclorice sunt de petrecere și voie bună, iar restul de dor și jale. Că după orice chef îți vine a te tângui. La noi se cântă, hai să facem roată-roată sau să tragem o beție și mai rar, hai să dăm mână cu mână. Dar și mai bine ar fi, hai să punem mâna de la mână și să facem ceva care să rămână. Câți străini care au fost pe la noi, la nunți sau orice alte sărbători, nu s-au mirat de proverbiala noastră ospitalitate și văzând mesele încărcate cu fel de fel de bucate au zis: de ce vă plângeți că sunteți săraci? Pentru că nu e așa. Hai! Ei, hai, ia și mă ta unul. Până vine cu gustărica. Ei, ia câtă măs. Aha. Hai, da. Acușică. Unice. Fă loc pentru mama leguță. Aha. Hai, ia, pofi. Ia. Aha. Așa, ia. O fi noi totuși săraci, dar nu atât din punct de vedere material, cât mai degrabă cu duhul. Chiar dacă avem atâtea sărbători și pe nou și pe vechi, că deja nu le mai știm nici numărul și nici rostul.